Ofițerul responsabil cu sistemul de ordine public al Ministerului Afacerilor Interne a fost astăzi audiat la parchetul general în cazul violențelor din 10 august. La ieșirea de la parchet, secretarul de stat Gheorghe Nucu a negat că ar avea vreo informație despre finanțarea din străinătatea protestelor. Acesta a mai vorbit și despre clasificarea unor probe din dosar. Nu e vorba de clasificarea unor probe. Sunt niște informații care ele provin din niște documente clasificate și atunci se va lua măsura de clasificări la solicitarea parchetului cu acordul celor care au furnizat acele informații. A declarat secretarul de stat la ieșirea de la parchetul general. Gheorghe Nucu a mai spus că nu a coordonat nicio mișcare în seara de 10 august și că cel responsabil este comandantul misiunii din partea jandarmilor. Secretarul de stat al Ministerului Afacelor Interne a mai precizat că singurii care pot oferi informații complete sunt reprezentanții jandarmeriei, care nu au cerut nicio opinie de la minister despre modul cum s-a acționat la protestele din 10 august. În dosarul care vizează modul de acțiune a jandarmeriei la protestul diaspore, au mai fost audiați până acum sub prefectul Capitalei, prefectul Capitalei, primarul general Gabriel Afira, dar și viceprimarul Aurelian Bădulescu. Toți au calitatea de martori. PSD a cerut astăzi autorităților să ancheteze informațiile apărute în spațiul public, care vorbeau despre faptul că protestul diasporei din 10 august ar fi fost finanțat din străinătate. După ce în presa online au apărut astfel de dezvăluiri.